Administrația locală din Brașov-Vățu a accesat aproape 5,5 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru reabilitarea și modernizarea celor trei imobile în care învață elevii și preșcolarii din localitate. La două dintre aceste imobile, lucrările au fost finalizate, iar la celălalt sunt într-o stare avansată, ele urmând să se finalizeze în cel mult 2 luni. Școala gimnazială, unde încă există șantier în lucru, au fost finalizate lucrările pentru cele două corpuri, A și B, urmând ca în cursul anului 2022, aprilie, să finalizăm și corpul celălalt, cu C. Autoritățile locale s-au izbit pe parcursul implementării acestui proiect și de problema lipsei resurselor bugetare pentru asigurarea cofinanțării proiectului. Problema a fost rezolvată aproape pe finele anului trecut, printr-un act normativ prin care Ministerul Dezvoltării a preluat și această povară pe bugetul local. A existat o mică problemă în cursul anului 2021 în ceea ce privește cofinanțarea din bugetul local, lucru care s-a rezolvat în octombrie 2021, baza ordonanței 15, prin care s-au asigurat și resursele, celelalte resurse din bugetul de stat, din Ministerul Dezvoltării Regionale. În principiu, deci, constatăm că nu avem o problemă în ceea ce înseamnă finanțarea și finalizarea în termen util, respectiv aprilie 2022. Primăria Brașov-Vățu a plătit luna trecută din bugetul local pentru energia consumată în vederea încălzirii căminului cultural, în care învață încă cele trei grupe de preșcolari, peste 20.000 de lei, o sumă mai mare decât s-a plătit pentru toate lunile de iarnă din ultimul an în care elevii au învățat în școala lor.